Eram mândri că suntem membri ai Partidului Național Liberal. Din păcate, hibridele astea care s-au făcut între timp au cam scos din echipă adevărații liberali. Din, dacă te duci acum și faci o listă cu cei care fac parte din Partidul Național Liberal, să vedeți că găsiți aperiști, puriști, da? De toate felurile. Domnule Banu, dar erați tânăr și în putere, și fizic, și mental, și politic, și în 2004, când l-ați primit, l-ați curtat și l-ați primit cu brațele deschise pe cel pe care îl invocați ca motiv al plecării dumneavoastră din PNL. Domnul Stavarache a venit în PNL cu acordul dumneavoastră. De acord, dar cine știa? Noi n-am analizat și am făcut rău. Nu eram eu atunci la conducerea Partidului Național Liberal, nu mai eram în conducerea Partidului Național Liberal ca să pot să îmi spun o opinie vis-a-vis de prezența domnului Stavarache. Dar toți au crezut cum băiat de 42-43 de ani, de avea, cred că Stavarache atunci, care aproape 49 acum, se va încadra rapid și va fi un om deschis. S-a încadrat foarte rapid. Da, s-a încadrat rapid, numai că, cum să vă spun, s-a încadrat el așa într-un cerc extrem de mic. În jurul lui s-a făcut, a ars totul, nu mai există oameni de valoare, nu pot să mă ierte Dumnezeu, sunt o parte din prietenii mei acolo, dar ei nu mai au vocea cea puternică. Deci în 2004 nimeni n-a știut că Romeo Stavarache o va lua pe, domnule, își va alege totuși, căi. Sunt, erați la vremea aceea oameni politici cu experiență. De acord, repet, eu nu mai făceam parte în 2004 din conducerea Partidului Național Liberal pentru că, mă rog, de fiecare dată punctul meu de vedere nu era extrem de confortabil pentru mulți și știți foarte bine. N-aveam ce împărți, nu-mi făcusem o gașcă de susținător. Aveam o viziune asupra viitorului acestui partid, asupra viitorului economic al țării. Dar din păcate alții aveau alte interese. Era vorba de interesul personal, imediat, relații cu toți, dacă se poate, de toate categoriile și de toate felurile, numai ca să ne fie nouă bine. Eu când am plecat din PNL, n-a trebuit să dau nimănui explicații, pentru că poziția mea vis-a-vis de viitorul PNL-ului în România, vis-a-vis de liberalismul în România, s-a cunoscut de tot partidul, de delegația permanentă, de birou permanent. Eram pe vremea aceea șeful grupului de dezvoltare, agricultură și dezvoltare rurală pe partid. Așa că o lipsă, eu știu, cu lipsa de modestie acceptată de dumneavoastră, eram singurul adus din teritoriu pentru că toți erau șefi miniștri, foști miniștri, șefi acestor grupuri. M-am simțit onorat, n-aș spune că Partidul Național Liberal nu m-a băgat în seamă.